Nu există un început mai bun de predică decât plânsetul unui copilaș. Sunt bucuros și onorat să fiu în această dimineață împreună cu dumneavoastră. Sau hai să reformulez. Sunt bucuros și onorat să fiu în această dimineață împreună cu voi. Și n-aș vrea ca cineva care este puțin mai în vârstă să se simtă ofensat că nu folosesc acest dumneavoastră. Mi-am rectificat puțin vorbirea în privința asta, că m-am gândit așa. Dacă cu Dumnezeu nu vorbim cu dumneavoastră, adică nu mi-aduc aminte să fi spus vreodată lui Dumnezeu, dumneavoastră, Doamne. Și am învățat de la Domnul Iisus, când vorbesc cu Dumnezeu, să-i spun Tată, Aba, tăticul nostru din ceruri. De-aia am zis că se potrivește plânsetul acestui copilaș. Așa că îmi permite să vorbesc cu dumneavoastră la persoana întâi. Voi spune și eu ce spune, îi spune la un moment dat Elihu lui Iov. În capitolul 33, în versetul 6, îi zice așa. Cu toate că Elihu era doar un tânăr și Iov era cel mai cuvaz om din răsărit, zice, înaintea lui Dumnezeu, eu sunt semenul tău. Și e aici o expresie care îmi place tare mult. Cartea lui Iov, de altfel, e plină de metafore. Pentru toți iubitorii de literatură, vă încurajez să citiți cartea asta, veți fi bucuroși să surprindeți aici unele dintre cele mai frumoase metafore pe care le-ați citit vreodată. Și eu, ca și tine, am fost făcut din noroi. Așa că, noi de multe ori ne uităm la oameni și spunem, mă, ăsta e domnul cu tare, profesorul cu tare. Și îi judecăm pe oameni după fațada asta, după titluri. Sigur că și astea contează, mai ales când sunt obținute pe merit. Însă, până la urmă, zic și eu ca Elihu, suntem făcuți din același pământ. Ba mai mult, tot Elihu zice aici în capitolul 33, în versetul 4, unul dintre versetele de bază când e vorba de pneumatologie, doctrina despre Duhul Sfânt, zice acolo versetul 4, Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic mi-a dat viață. Adică atât eu cât și dumneavoastră suntem făcuți din același noroi, din același pământ, din aceeași plămadă, iar ceea ce ne dă valoare este Duhul lui Dumnezeu. E ceea ce spun toți creștinii în crezul de la Niceea, e ceea ce afirmăm și noi, de aceea e atât de importantă sanctitatea vieții pentru noi creștinii. Viața este creată de Duhul Sfânt, care este creatorul și susținătorul vieții. Binecuvântat să fie numele Domnului! Este o bucurie și o onoare să slujesc la Elim în dimineața aceasta. Îi mulțumesc fratelui Dani Popa pentru invitația de a fi împreună cu tinerii dumneavoastră și am fost uimit să văd felul în care Dumnezeu a lucrat aseară și continuă să lucreze în Biserica Elim, care rămâne un punct de referință în istoria penticostalismului românesc. Îi mulțumesc fratelui Dumitru Moț pentru că m-a primit cu toată dragostea și dumnealui a decis să fiu în această dimineață împreună cu dumneavoastră. Biserica pe care o păstorez sărbătorește astăzi sărbătoarea mulțumirii. I-am lăsat pe ei să mulțumească acolo, eu să mulțumesc împreună cu dumneavoastră aici și numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat. Acum, aș vrea să privim împreună, știu că textul care a fost ales în această zi este un text puțin neobișnuit, se predică mai rar din el. Și textul acesta ne prezintă o cuvântare a unuia dintre cei pe care, nu știu dacă i-am putea integra chiar în rândul prietenilor lui Iov. Toți cei care cunoașteți Biblia știți că Iov are trei prieteni, Elifaz, Bildad și Țofar, care vin la Iov atunci când află că omul acesta al lui Dumnezeu trecea printr-o suferință nemai auzită, nemai văzută. De fapt, când citim din cartea lui Iov, când spui Iov, Iov e sinonim cu suferință, cu durere. Și oamenii ăștia trei, când află că prietenul lor, Iov, trece prin necaz și prin durere, fac ceea ce ar trebui să facă un prieten, în primă fază. Se duc să-l viziteze. Și în primă fază fac ceea ce ar fi trebuit să facă până la sfârșit. Au tăcut. Pentru că în fața unei suferințe prin care tu n-ai trecut, cel mai bun răspuns e tăcerea. Noi de multe ori așa, avem imboldul ăsta de a vorbi, mai ales noi românii, avem chestia asta cu vorbitul, că avem sorgintea asta latinească în noi. Ăștia, cu toate că n-au fost români, totuși
Dacă în primă fază au făcut ceea ce trebuiau să facă, adică au tăcut, după aceea au început să țină predici. Și dacă ne uităm la predicile lor, din punct de vedere teologic, sunt perfect adevărate, sunt bune. Tot ce spun cei trei prieteni ai lui Iov e adevărat. Numai că problema e cum spun, contextul în care spun. Pentru că, vedeți dumneavoastră, e ca și cum te duce la un om care e bolnav de cancer pulmonar și îi citi din Biblie versete, de exemplu, plata păcatului e moartea. Acum, adevărul ăsta e valabil, dar nu se potrivește neapărat în contextul respectiv. S-ar putea ca omul ăla să fie bolnav în situația în care se află, nu din cauza păcatului din viața lui. Dar cei trei prieteni se uită la Iov și cu o atitudine despre care spune Biblia că va fi caracteristica omului în vremurile din urmă. Știți că Biblia spune că oamenii în vremurile din urmă vor fi bănuitori, da? Întotdeauna se pare că au fost o leacă bănuitori. Cei trei prieteni se uită la Iov și după ce tac, adică după ce fac ceea ce ar fi trebuit să facă, și prin tăcerea lor îl sprijină, dar când încep să vorbească, încep să țină niște predici în care, în esență, spun un singur lucru. Iov, sigur ai păcătuit undeva. Nu se putea ca Dumnezeu să îngăduie atât de multă suferință, să-ți moară 10 copii într-o singură zi, să-ți pierzi toată averea într-o singură zi și sănătatea și să ajungi în situația aceea disperată încât să spună soția, blestemă-l pe Dumnezeu, asta e singura soluție și să mori. Singura cale de ieșire pentru tine din situația în care te afli este moartea. Să ajungi într-o situație atât de grea și de amară, n-ar fi îngăduit Dumnezeu dacă n-ai fi făcut tu ceva. Hai, mărturisește. Și ăștia trei sunt gata să-l forțeze pe Iov. Hai, mărturisește-te. Hai, zi, sigur ai făcut tu ceva. Și dacă ați fost atenți la citire și am văzut că ați fost atenți la citire, spune Biblia că Elihu s-a aprins de mânie împotriva prietenilor lui Iov, pentru că, deși nu găseau nimic de osândit, totuși îl osândeau. Există categoria asta de oameni bănuitori, osânditori profesioniști, care se uită la fiecare om și în fiecare om e un posibil infractor. Ăsta sigur a făcut ceva. N-a ajuns el acolo fără să facă niște chestii. Și exact așa se uitau prietenii lui Iov la Iov. Iov, sigur ai păcătuit undeva. Hai, mărturisește. Și Iov se ridică și le răspunde de fiecare dată. Ce e foarte frumos la Iov, că în ciuda faptului că are un limbaj câteodată cam dur în relația cu Dumnezeu și Elihu îl avertizează asupra acestui aspect, Iov niciodată nu spune vreun lucru care să-l dezonoreze pe Dumnezeu. Ajunge să facă celebra afirmație, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat. Și dacă blestemă ceva Iov, totuși ajunge să-și blesteme ziua nașterii. Într-o situație atât de disperată. Iar Elihul avertizează, îi spune, Iov, fii atent. Prietenii ăștia ai tăi se uită la tine și cu toate că sunt prietenii tăi, te judecă și consideră că ai păcătuit undeva. Eu cred că n-ai greșit undeva, dar problema e următoarea, fii atent. S-ar putea ca din cauza necazului, durerii, amărăciunii pe care suferința o aduce, să ajungi să păcătuiești. Tu nu ești în suferință din cauza păcatului, dar pentru că Dumnezeu a îngăduit să fii în suferință, ai grijă că te poți răzvrăti împotriva lui Dumnezeu și în felul acesta să ajungi la păcat. Iov îi spune Elihu la un moment dat și din capitolul 32, dacă sunteți curioși, știu eu, dacă cineva se va plictisi la predică, dar sper că nu va fi cazul, poate citi tot discursul lui Elihu. Veți vedea că îi spune lui Iov la un moment dat în capitolul 35, îi spune Iov, tu îi spui lui Dumnezeu că degeaba sunt neprihănit, că degeaba trăiesc în ascultare de Dumnezeu. Dar gândește-te invers, dacă ai face răul, ce rău poți să-i faci tu lui Dumnezeu? Oricât de mult ai păcătuit tu. Și tu spui, eu tot vin înaintea lui Dumnezeu cu cauza mea și nu-L văd pe Dumnezeu. Și e un verset așa de fain acolo, în capitolul 35, în versetul 14. Măcar că zici că nu-L vezi pe Dumnezeul acesta, totuși pricina ta este înaintea Lui. Așteaptă-L! Și nu știu pentru cine e cuvântul ăsta lui Dumnezeu în această dimineață, în adunare. Măcar că vii la biserică de ani de zile și te rogi și postești pentru o cauză înaintea lui Dumnezeu și aștepți într-un fel sau altul ca Dumnezeu să răspundă și ai ajuns în situația aceea disperată încât îți spui, dar unde e Dumnezeul acesta? Eu trăiesc în neprihănire, trăiesc în ascultare, vin la biserică, mă dedic lui Dumnezeu și totuși
Parcă e degeaba, pentru că sunt alți oameni care trăiesc în păcat, în neascultare, în răutate și cu toate acestea, parcă nu e nicio diferență între mine și ei. Și spune Elihu, îi spune Elihu lui Iov, care avea exact acest mecanism de gândire în mintea lui, îi zice așa: Iov, chiar dacă tu spui că nu-L vezi pe Dumnezeu, și poate unii dintre voi ați venit în această dimineață la biserică și n-ați văzut absolut nimic, și așa cum spunea fratele păstor, câteodată avem senzația că suntem din obișnuință și suntem pe pilot automat, și măcar că spui că te rogi și nu-L vezi pe Dumnezeu, totuși Dumnezeu e prezent la Elim în această dimineață. Și măcar că spui că nu-L vezi, cauza ta este înaintea Lui, așteaptă-L. Pentru că nu-i mult că Dumnezeu va vorbi, pentru că nu-i mult când Dumnezeul acesta care pare că tace în dreptul cauzei tale, urmează să vorbească. Și îi mai spune ceva lui Iov: Iov, tu ce vrei, să te ceri cu Dumnezeu? Să te ceri cu Dumnezeu că Dumnezeul acesta nu răspunde? Căutați în capitolul 33 și veți vedea fiecăruia în parte că Dumnezeul acesta nu dă socoteală lui Adrian, Mariei, lui Ioan, fiecăruia în parte pentru tot ceea ce face. Dumnezeu, zice Elihu, este mult mai mare, mult mai mare. Atenție, Iov, tu n-ai ajuns în suferință din cauza păcatului, dar suferința te poate face să păcătuiești. Când e vorba de examene, întotdeauna avem o dată programată, nu? Când e bacul, știi când trebuie să te duci acolo, sau cei mai mulți știu. Să mai trezesc unii mai târziu. Când ai un examen la facultate, e data fixată, e ora fixată, știi să te duci. Dar când e vorba de examenele vieții, de cele mai multe ori ele te lovesc în mod neașteptat și neprogramat și fără să pui acolo în agendă joi la ora 6, accident. No. Exact așa se întâmplă cu Iov. Și marea problemă e că atunci când Dumnezeu îngăduie în viața noastră, și vă rog să rețineți, nu Dumnezeu e cauza suferinței, Dumnezeu e Cel care îngăduie suferința, și asta învățăm din cartea lui Iov. Ba mai mult, Dumnezeu o și limitează, pentru că atunci când vine Satana și cere lui Dumnezeu și îi spune, normal că Iov e neprihănit, normal că te poți lăuda cu el, dar lasă-l puțin pe mâna mea, Dumnezeu îi spune, te poți atinge de el, dar de viața lui nu te poți atinge. Dumnezeu e Cel care limitează suferința. Nu Dumnezeu e cauza suferinței tale, Dumnezeu îngăduie suferința, dar vreau să spun ceva, tot Dumnezeu o limitează, că dacă Dumnezeu n-ar limita-o, ar fi vai și amar de noi. Dar avertismentul din această dimineață e următorul: atunci când Dumnezeu îngăduie să ajungi la examen în mod neprogramat și neașteptat, că nu te-a programat nimeni să treci prin examenul ăsta al pierderii financiare, că nu te-a programat nimeni să treci prin examenul spitalului, că nu te-a programat nimeni să treci prin problema prin care treci în familie, ascultă-mă, frate! Iov spune Biblia că era neprihănit, Dumnezeu se laudă cu el, și s-ar putea ca și tu să fii într-o situație grea în viața ta și în mod inexplicabil să nu găsești răspunsul și să spui, Doamne, care-i cauza? M-am cercetat, nu sunt mai rău decât alții, nu sunt perfect, înaintea ta nimeni nu-i perfect, dar nu înțeleg de ce, Doamne, ai îngăduit să trec prin toate aceste lucruri. Ascultă-mă bine, nu Dumnezeu e cauza durerii tale, nu Dumnezeu e cauza suferinței tale, Dumnezeu e Cel care te ține în picioare. Și dacă e cineva care limitează suferința în viața ta, este Dumnezeu. Pentru că spune Biblia că odată cu încercarea sau cu necazul sau cu suferința, Dumnezeu a pregătit și calea de a ieși biruitor din încercare, slăvit să fie numele Lui. Numai că avertismentul e următorul, fii atent, că atunci când ajungi la examenul suferinței, frate drag, soră dragă, s-ar putea să ajungi să păcătuiești. Nu ești acolo din cauza păcatului. Dar nu lăsa ca examenul să nască în tine amărăciune și amărăciunea răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și să ajunge situația aia să spui, gata, eu nu mai slujesc, eu m-am supărat. În mod intenționat, predica din această zi a fost cu o introducere care să prezinte contextul, pentru că aș vrea să vă spun, din viața mea de slujire, una din primele lecții pe care le-am primit ca păstor, nu eram încă păstor, eram prezbiter cu delegație de păstor. Da, asta înseamnă păstor. Și eram într-o bisericuță, le zic bisericuță, o biserică mică, undeva în județul Bihor, și aveam acolo un frate care pentru mine, când mă uit acolo, este imaginea omului care îl are pe Dumnezeu. Apropo, titlul predicii din această dimineață, acesta este:
Omul care l-are pe Dumnezeu, nu doar în nume, că Elihu înseamnă Elohim, este Dumnezeul meu, ci omul care l-are pe Dumnezeu în viață și în suflet. Și am avut în biserica aceea pe care am păstorit-o mulți oameni de felul acesta, dar acum, dacă ar fi să fac un exercițiu de memorie, mă gândesc la un frate care avea 80 și mai dădea îndemnuri, n-aveam alții. Se ținea foarte bine, dădea îndemnuri întotdeauna ziditoare și avea un fel de a lui bihorean, așa, te făcea să te simți întotdeauna când te întâlneai cu el, să te încurajeze, îți spunea întotdeauna un cuvânt bun. Era ca Nemia, un om care știe să zidească. Venea la biserică cu o bicicletă. Îmi aduc aminte bine că avea multe ilustrații cu bicicleta lui. Avea o bicicletă din asta veche, cei care s-au mai trecut prin viață, poate vă aduceți aminte, marca Tohan. Că tot nu-s la modă rușii neapărat în vremea noastră, era o bicicletă rusească, îi tocă de lanțul minim de 2-3 ori, venea la biserică, atunci când dădea îndemnurile, se vedea pe mâini, zice, fraților, iar mi-a căzut lanțul de 2 ori astăzi. Tinerii care au darul ăsta de a pune porecle, și știu eu cum e treaba cu tinerii, i-au și pus porecla asta. Era fratele Tohan. Așa știa toată lumea. Avea, v-am zis, 80 și ceva de ani. Și întotdeauna când dădea îndemn, îl ascultam cu mare drag și cu mare bucurie. Și acum când am început să slujesc acolo, cum sunt toți tinerii slujitori, hai să facem reforme. Cea mai bună reformă, câteodată știți și din reformele astea, rămâne numai forma. Și unii cred că a face reformă înseamnă să schimbi în primul rând forma. Nu asta înseamnă în primul rând. Da? Am zis, hai, ce reformă să fac aici? Să construim biserica, să zidim. Era o biserică, abia se ținea, n-aveam toalete. Asta era prima reformă. Și am început construcția. Primul om care a venit să mă ajute, eram eu cu încă un frate, liderul de închinare al bisericii, care avea și el către 80 de ani. Și a venit fratele Tohan, era un om sărac, avea doar bicicleta asta, avea o căsuță foarte sărăcăcioasă, mi-aduc aminte, și să ajute și el cu ceva. A venit cu o pungă și în pungă avea niște scoabe. Știți ce înseamnă scoabele? Nu sunt în altă parte a țării unde trebuie de obicei să aduci tălmăcire pentru cuvintele astea, dar erau niște scoabe la mâna a treia, nu a doua. Îndoite, ruginite. Erau în pungă, au venit la mine cu bicicleta și mi-a zis, frate păstor, am adus și eu ceva, n-am nimic altceva, le am pe acasă, le-am adus aici, dar cu voce foarte scăzută mi-a zis, dar să nu știe cumva nevastă mea, că ea nu vrea să le dea. Și știi, dumneata, zice el foarte simpatic, că nevastă mea e cam zgârcită. Acum pot să spun întâmplarea asta că ori trecut la Domnul și unul și altul de atunci. Eu eram șocat, eram tânăr pastor, am învățat la școală că dacă cineva vine și donează la biserică, soțul sau soția, trebuie să te asiguri că știe și unul și altul, că dacă cumva se răzgândește celălalt, după aia poți avea probleme. Pe de altă parte, omul avea acum 86, mi se pare, de ani, nu știu dacă erau împliniți. Ce consiliere matrimonială să fac eu, care aveam atunci, să calculez, am zis aseară că acum am 42, atunci aveam către 30, 20 și ceva de ani. Frații m-au declarat bătrân la 20 și ceva de ani, prezbiteros, bătrân. Și am zis, eu n-am de totul lui atâția ani, câți ani de căsătorie are omul ăsta, ce consiliere să mai fac cu el acum la 80 și ceva de ani. Așa că mi-a dat Dumnezeu destul de multă minte că să știu să tac, să iau scoabele, pune-le acolo, frate. Mai venea din când în când cu bicicleta lui și de fiecare dată, foarte simpatic, cu o voce foarte scăzută de frică să nu-l audă nevastă sa, cu toate că ea era deja la câțiva kilometri de el, zice, frate, am venit aici, lasă ce scoabele astea. Și zice, lasă-le, frate. La câteva luni după aceea am aflat că fratele s-a îmbolnăvit, că fusese diagnosticat cu o formă de cancer foarte gravă și că el a hotărât să nu mai facă niciun tratament. A zis așa, am ajuns până la 86 de ani, dacă Dumnezeu a hotărât să mă țină până aici, facă Dumnezeu ce vrea cu viața mea. Și m-am hotărât să mă duc să-l vizitez, așa cum obișnuiesc pastorii adeseori. M-am dus, i-am dat cina Domnului, i-am și cântat o cântare, stați liniștiți, voi cântați prea bine ca să vă strig eu astăzi dimineața cu o cântare.
Am cântat eu cu el, fiecare în gama noastră, sau chiar în mai multe game, da? Acolo merge gama harului. Dar mi-aduc aminte de un lucru și asta m-a izbit foarte tare. Noi idealizăm suferința de foarte multe ori. Dar cei care vin în contact cu suferința știu că de multe ori suferința naște în inima omului amărăciune și îl transfigurează și îl transformă de multe ori în ceva nu foarte plăcut. Oamenii devin irascibili când trec prin situații de felul ăsta. E neplăcut adeseori să stai lângă oameni care trec prin suferință. Oricât îți depocăiți, să știți asta. Și de multe ori mergi în spital și rămâi șocat de faptul că zici, fratele, sora, au fost oameni credincioși și au o stare de amărăciune câteodată. Dacă l-am întâlnit, ochii străluceau de bucurie, ceea ce mi s-a părut extraordinar. Vedeți, proximitatea morții ne face să înțelegem întotdeauna profunzimea vieții. Și dați-mi voie că sunt evanghelist, să mai fac o paranteză în paranteză ca la matematică și să vă spun că nu voi uita niciodată ce mi-a zis bunicul toată viața. Mi-a zis, dacă vei vedea că mi-este frică de moarte când mă voi apropia de moarte, să nu crezi nimic din tot ce ți-am spus. Închid paranteza. Am intrat în casa acestui om și l-am văzut cu privirea strălucind de bucurie. Pentru că, vedeți, creștinismul e o credință a bucuriei, chiar dacă nu te face să râzi întotdeauna, câteodată ești cu ochii plini de lacrimi, dar sunt lacrimi de bucurie. De ce? Pentru că știi că viața nu e o tragedie. Fără Hristos, viața ar fi o dramă, s-ar încheia cu o înmormântare. Dar pentru că a înviat El, vom învia și noi. Ea se încheie cu o înviere din morți. Slăvit să fie Domnul! Și am intrat în casa acestui om și îmi aduc aminte și astăzi de frumusețea lui, de bucuria lui, cu toate că era foarte slăbit. Și am terminat ce trebuia să fac, m-am rugat împreună cu el și după aceea, la final, după ce am terminat tot ce era, îmi zice el, se uită la mine zâmbind și îmi zice, frate Adi, ce v-ați fi făcut voi fără scoabele mele? Na? Dar zice, voi ca voi, dar ce m-aș face eu? Că eu știu că nu mai am multă lumea asta și plec de aici și mă voi întâlni cu Hristos. Și n-am multe, vezi tu, mi-aduc aminte că avea casă din aia cu pământ bătut pe jos. Nu știu dacă ăștia mai tineri se uită la mine acum și li se pare că vorbesc ceva ce n-au cum să înțeleagă. Efectiv, orice casă e pe pământ, dar asta avea pământ, pur și simplu, nimic altceva. Ultima modă de pământ, dacă vreți. Și vă mărturisesc că am ieșit din casa acestui om, am pus mâna pe telefon, l-am sunat pe administratorul bisericii și am zis, frate, ia te rog frumos din scoabele alea pe care le-a dus fratele Tohan, că tot se ziceau așa, lipește-le de acoperiș, măcar două, trei, chiar dacă nu folosesc, măcar să fie acolo. Când va ajunge în fața lui Hristos și vă spune, Doamne, am făcut și eu ce am avut, am adus scoabele alea, nu știu, nevastă mea, Domnul să o ierte, dar l-am adus acolo. Lucrul ăsta să fie real în fața lui Hristos. Pentru mine, omul ăsta rămâne profilul omului care l-are pe Dumnezeu. Așa cum e Elihu. V-am zis că Elihu înseamnă Elohim este Dumnezeul meu. Și dacă vă uitați în Vechiul Testament, veți vedea că la evrei sunt mai multe nume ale lui Dumnezeu. Elohim e primul nume al lui Dumnezeu. Țin minte că la teologie ne-au pus să învățăm pe din afară Geneza 1, nu mai mi-aduc aminte tot, mi-aduc aminte doar prima parte, Bereșit Barah Elohim, sper că am zis-o bine și nu fi vreun profesor de ebraică aici să mă judece. Elohim e un nume foarte greu de tradus în limba română, dar printre altele înseamnă și Dumnezeu care creează, spre deosebire de unii dintre conducătorii noștri care au reușit să transforme totul în nimic, Dumnezeu a creat totul din nimic. Nimicul e materialul preferat de construcție al lui Dumnezeu. Ce avem? Nimic. Slavă Domnului, de aici începem. Elihu e omul care îl are pe Dumnezeu și îl are pe Dumnezeu nu doar în nume. Cum au cei mai mulți pocăiți? Că pe pocăiții știi. Băi, David, e un Matei, e un Luca. Ăsta 100% e pocăit. E un Emanuel, de cele mai multe ori e pocăit. Chiar dacă îl vezi că nu prea are față de pocăit, dar sigur, sunt părinții lui, sunt pocăiți. Aș vrea să vă vorbesc în această dimineață despre omul care îl are pe Dumnezeu nu doar în nume. Știu că tu spui creștin și așa ne place să ne lăudăm și pe unii jignește că, domne,
Cum să nu spui că eu sunt creștin? Ești, că ești ortodox, că ești catolic, că ești reformat, că ești penticostal, că ești baptist, că ești creștin după Evanghelie. Ai numele ăsta de creștin care vine din latinescul Christianus, care înseamnă urmașa lui Hristos. E un nume extraordinar. Dar prea mulți dintre noi, dintre creștinii aceștia din România, îl avem pe Hristos doar în nume. L-am făcut pe Hristos bornă kilometrică, l-am pus la marginea drumului răstignit pe troiță, l-am așezat pe Hristos pe bisericile noastre, care rămân, din păcate, tot mai goale. Și mulțumesc lui Dumnezeu că aici, în Biserica Elim, văd că încă e mult din prezența lui Dumnezeu și sunt mulți oameni. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Unii l-au pus pe Hristos doar la gât, prea puțin l-au pus în inima lor. Vreau să vă vorbesc în această zi, așa cum ne prezintă Biblia, profilul omului care îl are pe Dumnezeu, nu doar în nume, să se laude cu asta. Am rămas șocat într-un fel de faptul că acum, după ce s-a făcut acest recensământ, procentajul de creștini, domne, e acolo. Și zic, mă, extraordinar, eu mă așteptam să fie mai jos. Dar noi nu obosim, noi românii, să ne declarăm creștini. Și asta, într-un fel, e bine, dar pe de altă parte, pe de altă parte, e trist când îl păstrezi pe Dumnezeu doar în nume. Și nu-l păstrezi în viață. Când spui eu sunt creștin, eu sunt al lui Dumnezeu, eu sunt copilul lui Dumnezeu, când vorbim despre profilul omului care îl are pe Dumnezeu, am găsit în textul acesta patru calități. Știu că introducerea a fost foarte lungă. Acum, pentru că știu că mai sunt și predicatori aici, în mod normal nu ar trebui să fie așa de lungă introducerea, dar mă iertați voi de data asta. Eu de obicei am introduceri lungi și predic și mai lungi. Doamne ajută! Sunt patru calități ale omului care îl are pe Dumnezeu. Le spun pe toate patru și apoi vom vedea în ce direcție ne ia Duhul Sfânt. 1. E un om care știe să respecte. E un om care știe să respecte. Și veți vedea la ce mă refer. Elihu le știe să stea, să asculte după cei mai în vârstă, le acordă cinstea, îi lasă pe ei să vorbească, să spună tot ce era de spus. Știe să respecte, știe să tacă. Asta e foarte greu în vremea noastră, chiar și când suntem de acord cu ăla care vorbește. Dar apoi când nu suntem de acord, Elihu îi ascultă, nu-i deloc de acord cu ei și totuși zice... Voi vorbi cu totul altcumva, n-am fost de acord cu ceea ce a spus, dar totuși am tăcut. 2. Un om care îl are pe Dumnezeu știe că depinde total de Dumnezeu. De aceea nu interpretați greșit când Elihu le spune celor mai în vârstă, nu vârsta aduce înțelepciunea. Nu vrea prin asta să deprecieze faptul că oamenii ăștia aveau oarecare vârstă, ci zice, sursa înțelepciunii este suflarea celui atotputernic, adică Duhul Sfânt e cel care dă și înțelepciune și viață și în toate sunt dependenți sau depind de El. Pentru că al doilea lucru ce îl caracterizează pe omul care îl are pe Dumnezeu, nu doar în nume, ci și în viață, e faptul că omul ăsta știe, înțelege, că în toate aspectele lui, de la cele mai puțin importante până la cele fundamentale, depinde în mod absolut de Dumnezeu. În al treilea lucru. Un om care îl are pe Dumnezeu în viață știe să fie sincer, știe să nu lingușească. Și nu știu dacă ați fost atenți, zice în ultima parte a capitolului 32, nu voi căuta la înfățișare și nu voi linguși pe nimeni. Eu știu că ești un om cu vază, știu că ești un om important, știu că ești un om foarte respectat, dar eu nu știu să lingușesc astfel într-o clipă m-ar lua ziditorul meu. Sigur, Elihu vorbește despre sine. Aici nu-i vorba despre toată lumea. Alții sunt experți în treaba asta. Dar un om care l-are pe Dumnezeu în viața lui, e un om care nu știe să lingușească. E un om care știe să fie sincer. Da, aici vreau să fac o paranteză, că noi români avem o problemă. Dar totuși știe să aprecieze. Nu știe să lingușească, dar știe să aprecieze. Iorga zicea despre lingușală, zicea, lingușala e plata anticipată a trădării ce ți se pregătește. Un om care îl are pe Dumnezeu, zice Elihu, știe să aprecieze. Și spune cuvinte de apreciere la adresa lui Iov. Dar nu știe să lingușească. Și patru, un om care îl are pe Dumnezeu în viață, e un om care știe că Dumnezeul care vorbește câteodată tace. Și spune lui Iov,
Tu te ceri cu Dumnezeu pentru că Dumnezeu a îngăduit suferința din viața ta și ai senzația că Dumnezeu tace, dar spune în capitolul 33, zice așa, în versetul 14, Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când în altul și spune lui Iov prin asta, fii atent, până și prin suferință Dumnezeu îți vorbește. Tu spui, Dumnezeu îmi permis necazul, înmormântările, suferința în viața mea și te întreb de ce tace Dumnezeu. Dar în realitate Dumnezeu nu tace și chiar prin faptul că Dumnezeu a îngăduit suferința și necazul și problemele astea în viața ta, demonstrează faptul că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Pentru că dacă lui Dumnezeu nu i-ar păsa, te-ar fi lăsat mai departe și n-ar fi intervenit deloc în viața ta. Însă suferința câteodată e dovada că prin suferință Dumnezeu ne vorbește. Zicea C.S. Lewis, un mare gânditor englez, că Dumnezeu ne șoptește prin lucrurile frumoase din viață. Dar prin necaz, prin durere, prin suferință, Dumnezeu strigă spre noi. Sunt așadar, dacă vă mai aduceți aminte, patru calități. Le prezint încă o dată, să vă spun așa. E un om care l-are pe Dumnezeu, știe să respecte, știe că depinde de Dumnezeu în toate lucrurile, știe să fie sincer, nu știe să lingușească, dar știe să aprecieze, și un om care știe că Dumnezeul care vorbește câteodată tace și că Dumnezeul care câteodată tace ne vorbește inclusiv prin tăcerile Lui. Mi-aduc aminte că eram odată în celebrul județ Vaslui, după o iarnă în care nisese mult și am rămas blocat pe acolo pe undeva. O noapte întroienit și mi-amintesc că după ce s-au deschis drumurile, m-am trezit la un moment dat într-o benzinărie foarte mare, mă pregăteam să vin spre casă, să merg spre Oradea și s-a întâmplat ceva foarte interesant. În acea benzinărie era un băiat, un adolescent înalt, slăbuț, îmbrăcat foarte sumar, cu o cămașă pe el, la frigul de afară. Mă uitam la el și avea în mână o bucată de carton și pe bucata asta de carton scria, parafrazez acum, că nu mi-aduc aminte fix cuvânt cu cuvânt, știu că unii urmăresc fiecare predică și dacă spui o ilustrație, nu spui fix cu același cuvânt. Ceva de genul, am nevoie de bani, vă rog frumos, oferiți-mi ceva de lucru. Și stătea așa, descentrat, slăbuț, parcă era o imagine iconică a națiunii noastre în momentul ăla. Au trecut deja câțiva ani de atunci. Stătea acolo cu bucata aia de carton în mână. Și lângă mine apare un domn cu o mașină tare, o mașină din asta care consumă multă benzină sau motorină, habar n-am pe ce era, parchează mașina acolo și alimentează. Și se dă jos din mașină și avea pe el o haină. Acum, ca pastor, trebuie să ai și o anumită teologie vestimentară, dacă mă înțelegeți. M-am uitat la haina lui și mi-am dat seama că e o haină care costă mulți bani. Și omul a făcut un gest care a făcut ca tot ce se întâmpla acolo, și era multă agitație, după cum v-am spus, până atunci toate drumurile fuseseră întroienite, își dă jos haina aia, se duce la băiatul despre care v-am povestit că era doar într-o cămașă, îmbrăcat atât de sărăcăcios, îi pune haina aia care era scumpă și călduroasă pe umeri și zice doar atât, Dumnezeu să te binecuvânteze. Atât. Toată agitația de acolo, tot s-a oprit exact așa. Uite cum s-a făcut acum liniște peste biserică, nu că, că a fost de la început. A fost ca un moment de grație. Efectiv, nimeni nu mai mișca, parcă nimeni nu mai respira. Știți că sunt momente din astea, nu știu, poate doar în mintea mea, când parcă lucrurile se desfășoară în slow motion, cum zic ăștia mai tineri. Adică așa, în reluare, parcă se oprește timpul în loc. Și mă uitam și băiatul a rămas așa, gură cască. A rămas cu haina aia pe el, cu bucata de carton, dar acum era așa într-o parte, o ținea numai într-o mână, și omul nostru, despre care v-am povestit, o alimentat și o dat să intre în benzinărie. Și s-a întâmplat ceva. Băiatul ăla, parcă trezit așa dintr-o dată din somn, s-a deșteptat și a început să strige după omul care l-a ajutase. Dar cât putea de tare? Omul ăsta e un om care l-are pe Dumnezeu, dar tare! Că se uita toată lumea. Omul ăsta e un om care l-are pe Dumnezeu. Omul ăsta e un om care l-are pe Dumnezeu. Și striga foarte tare. Și mi-aduc aminte că toți cei care eram acolo în benzinărie ne uitam la el și imaginea mi se părea absolut fabuloasă. Omul s-a dus la el, i-a pus mâna pe umăr și a zis, Dumnezeu să te binecuvânteze. Te rog frumos să te liniștești. Am făcut asta pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, a zis el. L-am auzit, am dat să intru în benzinărie
Și când am intrat acolo, de curiozitate am stat să vorbesc cu el. Să... Și acum nu ca să mă laud, că să ne lăudăm noi penticostali, era penticostal, da? Nu mai ziceți la nimeni. Nu poți să spui despre tine că ești un om care l-ai pe Dumnezeu, știi, nu știe nimeni, ești un creștin sub acoperire. Știi că mai auzi pe unii lăudându-se, nu știe nimeni că-s pocăit la... Înseamnă că e o problemă cu pocăința aia ta. Biblia a spus că noi suntem niște lumini în întuneric. Mai zice ceva Biblia, când sarea își pierde gustul, e scoasă afară și călcată în picioare. În momentul în care ți-ai pierdut mărturia, tot creștinismul tău nu mai are niciun fel de valoare. În momentul în care l-ai pe Dumnezeu doar în declarații de credință, în crez, în vorbe, creștinismul tău nu mai e ceva care contează, nu mai e ceva autentic, nu mai e ceva care să schimbe. Dar în momentul în care Hristos e prezent în viața ta în modul cel mai real, inclusiv vecinii ăia tăi, cunoscuții aceia ai tăi, care poate se uită la tine câteodată superior, zic, bă, stai puțin cam fanatic, se duce și dimineața la biserică, și după masă la biserică, și în timpul săptămânii la biserică, inclusiv oamenii ăia, vreau să vă spun ceva, în momentul în care vor trece prin ceva greu în viața lor, ei vor veni la tine, cum s-au dus fenicienii aceia la Iona, care atunci când dormea, era acolo undeva în corabie și dormea, s-au dus marinarii fenicieni și i-au spus, Iona, trezește-te, poate Dumnezeul tău va face ceva. Ascultă-mă bine, când Hristos e prezent în viața ta, când Dumnezeu e prezent mai mult decât în numele tău, inclusiv cei care stau pe lângă tine, exact ca tâlharul, exact ca și soldatul acela roman care se uita la Hristos când era pe cruce, recunoaște și zice, cu adevărat acesta este Fiul lui Dumnezeu. Inclusiv colegii tăi de la școală care râd de tine, te iau peste picior, inclusiv aia de lângă tine care câteodată se uită condescendent și superior la tine, oamenii ăștia când vor vedea pe Dumnezeu dincolo de vorbele tale, îl vor vedea prezent în viața ta, ei înșiși când vor trece prin necaz, prin furtună, prin suferință, vor veni la tine și vor spune, roagă-te că poate Dumnezeu va face ceva. O slăvit să fie Domnul. Credeți-mă, am văzut lucrul ăsta de foarte multe ori. L-am văzut chiar în viața mea, în situații în care, poate câteodată, unii s-au uitat așa, mă, ăsta nu știe nimic altceva. Și în situația grea, în situația de luptă, în situația de suferință, omul zice, mă, dar știți cum e vorba aia? Mulți oameni spun că nu cred în Dumnezeu numai până ajung în avion. Acum toată lumea care călătorește cu avionul și știți că dacă se clatină puțin avionul, acolo n-ai văzut atei. Când se mișcă avionul, se vezi pe toți. No, Doamne, dacă existi, te rog frumos să faci ceva. Și am pățit-o de câteva ori. Am spus, un om care îl are pe Dumnezeu, îl are pe Dumnezeu în felul în care se raportează la ceilalți. Știe să respecte. Și un mare lucru, pentru că trăim într-o societate în care nu există acest respect reciproc. Câteodată copiii uită să-și respecte părinții, chiar și părinții, copiii, în familie și nu doar în familie, nu știm să ne ascultăm unii pe alții. Îmi place la Elihu atitudinea asta. Un om care îl are pe Dumnezeu știe să salute, da? Știe să salute vecinii. Știe să fie respectos în orice circunstanță s-ar afla. Îmi place la Elihu, le spune celor care erau acolo, care au vorbit până atunci prietenilor lui Iov, le zice așa, v-am ascultat, n-am fost de acord cu voi. Și chiar dacă nu ești de acord cu cel de lângă tine, știți, am observat acum, mai ales în epoca asta internetului, că și noi pocăiții, să nu zic evanghelici, că e la modă să tot spunem evanghelici, ce însemna asta, noi pocăiții, de foarte multe ori avem niște reacții din astea lipsite de respect față de oamenii care, știu eu, spun lucruri care, știu eu, nu ne plac. Elihu zice, v-am ascultat, n-am fost deloc de acord cu ceea ce a spus de câteva ori. Erau multe, zice, vorbele clocoteau în mine, un predicator adevărat, Elihu. Îmi dau ghie să spun ceva, dar totuși am tăcut. De ce? Pentru că vă respect. Vreau să vă spun ceva, un om care l-are pe Dumnezeu știe să respecte, domne, și pe ateu, și pe ateu. Știi să respecti. Mi-aduc aminte că m-am întâlnit o dată cu un fost coleg de școală și am avut așa o stânjeneală și am trecut printr-un moment, dar vi-l povestesc, ori trecut mulți ani de atunci. Eram acolo de vorbă cu el știa că-s pocăit, vorbeam și în timp ce vorbeam și erau mai mulți în fața blocului, apare cineva, nu salută pe nimeni, trece printre toți așa cu capul plecat și parcă supărat și eu îl întreb pe colegul meu, mă, ce-i cu ăsta? Și se uită la mine, zice, ăsta e de-a tău, e pocăit. Zic, mai bine nu întrebam. Oameni dragi, a fi pocăit, a fi credincios, a avea pe Dumnezeu în viața ta, înseamnă să știi să respecti. Amen.
Chiar dacă nu ești de acord cu cineva. Chiar dacă îți din ăștia pe internet care scriu împotriva Duhului Sfânt. Chiar dacă câteodată unii se uită superior la noi. Mi-aduc aminte acum de o întâmplare din perioada antică. Se spune că filozoful grec, Platon, era un om bun și bogat în același timp. Și Platon avea, toată lumea știa că are un covor acasă foarte valoros, un covor alb. Obișnuia ca în fiecare zi să ia un sărac la el în casă, să-l aducă, să-l îngrijească, să-l spele. Și odată a trecut pe lângă casa lui un filozof cinic, din aia care făceau legământ că nu se spală, foarte sărac. Și l-a poftit în casa lui. Și filozoful ăsta, care era murdar de noroi din cap până în picioare, se duce în sufragerie și primul lucru pe care îl face, se duce în sufragerie unde știa că Platon, să mă rog, în încăperea principală, că toată lumea știa că Platon are covorul ăsta foarte prețios și alb, și cum era el murdar de noroi, se duce și se șterge de noroi și zice, crezând că ale lui cuvinte vor rămâne și îl dă gata. Calc în picioare mândria lui Platon. Și Platon răspunde așa. Calci în picioare mândria lui Platon, dar o calci cu altă mândrie și mai mare. Fiți foarte atenți. A fi credincios nu înseamnă să răspunzi omului care nu te respectă cu lipsă de respect. Biblia spune, Petru zice, trebuie să fiți gata întotdeauna să dați socoteală oricui vă cere de nădejdea care este în voi. Dar să știi să dai socoteală cum trebuie, cu blândețe și cu teamă. Adică dacă cineva se uită la tine și te judecă greșit, și tu știi că te judecă greșit, prin atitudinea ta de respect îl vei câștiga. Și omul ăla se va uita la tine și va zice, mă, dar ăsta chiar e pocăit, mă, ăsta chiar îl are pe Hristos. Pentru că a fi pocăit până la urmă nu înseamnă altceva decât să porți chipul lui Hristos în atitudinea ta. E adevărat că noi, predicatorii evangheliști, de obicei mai degrabă semănăm cu Ioan Botezătorul decât cu Iisus Hristos. Când eram copil, în casa noastră poposea deseori un om despre care ziceam, ăsta e Domnul Iisus. Avea și dar de prorocie și noi copiii, mai ales dacă făceam câte o boacănă, nu ca și făcut eu frații mei de obicei, dar dacă se întâmpla ca eu să fac ceva, nu mai ziceți la nimeni. Atunci, știți ce se întâmpla? Găseam motive. Ba, eram bolnav, cum a zis fratele păstor, că sunt unii pe care lovește durerea numai când e program la biserică. Ba, ziceam, nu, acum, pentru că ne era frică, poate ne descoperă. Dar avea un stil de a vorbi cu multă blândețe. Vorbea așa, liniștit, blând. Noi ziceam, a venit Domnul Iisus. E, a fi pocăit. Acum, fiecare dintre noi avem temperamentul nostru și nu o să judec despre asta, nu înseamnă că ni se schimbă temperamentul din momentul în care ne pocăim. Dumnezeu poate schimba anumite lucruri negative de acolo, dar a fi pocăit înseamnă să știi să respecti pe oricine. Eu mi-aduc aminte că odată, în adunare, în timp ce predicam, a intrat un om care arăta desfigurat din cauza probabil abuzului de droguri sau de alcool. Și în timp ce predicam, a început să strige, Doamne-i milă, Doamne-i milă, Doamne-i milă. Și atunci mi-am dat seama că suntem noi de puțin obișnuiți cu categoria asta de oameni. Că dintr-o dată o aterizat în mijlocul nostru, noi toți frumos îmbrăcați, așa cum se cuvine de altfel, că și asta arată o formă de respect față de Dumnezeu și față de ceilalți. Dar omul ăsta păcătos, desfigurat din cauza păcatului, pentru că ascultați-mă, vă spun și eu ce-i spune Elihul lui Iov, dacă păcătuiești, nu-i faci rău lui Dumnezeu, tu-ți faci rău ție. Și păcatul, în primul rând, te afectează pe tine. Dumnezeu a dat porunci, în primul rând, să te păzească pe tine de tine. Și omul ăsta arăta și s-a aterizat pur și simplu dintr-o dată în biserica noastră și a început să strige, ai milă, ai milă, Doamne, de mine. Și deodată au sărit din stânga, din dreapta, unul să-l țină de o mână, unul să... Și am zis, mă, lăsați-l în pace. Hai să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să se atingă de el. Că noi de foarte multe ori nu înțelegem că inclusiv în oamenii ăștia la care ne uităm și e adevărat că suntem tentați în firea noastră, te uiți la un om desfigurat de păcat, desfigurat de alcool, desfigurat de droguri și parcă și-a pierdut umanitatea. Pentru că asta se întâmplă cu păcatul, păcatul te desfigurează, dar vreau să vă spun ceva, și în omul acela e ceva, o scânteie divină. Și dacă, mamă dragă, ești în adunare în această dimineață și ai un copil distrus de păcat sau
Sau ai pe cineva din casa ta distrus de păcat și spui, domne, păcatul a disfigurat în ultimul hal, nu mai e om, nu mai poți vorbi cu el, e abrutizat, e violent, vreau să spun ceva, și pe omul acela Dumnezeu îl poate schimba, și în omul acela Dumnezeu a pus un suflet, și în omul acela există acea scânteie divină care nu-și găsește fericirea nimic, nimic altceva în lumea asta în afară de Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru asta. De aceea învățăm în această zi că un om care l-are pe Dumnezeu știe să respecte până și pe oamenii ăștia desfigurați de păcat. Mi-am dat seama de asta când eram student și când după o predică în care am vorbit despre samariteanul milostiv. Cum face Dumnezeu? Dumnezeu are simțul umorului. Că după ce am vorbit despre samariteanul milostiv, am aterizat într-o gară, pe un peron, lângă un boschetar care era, din cauza alcoolului sau știu eu ce, era întins acolo pe peron și lângă el, asta cu mulți ani în urmă, cred că eram student sau terminasem școala de puțină vreme, da, eram student, era un domn acolo la o tarabă care încerca să vândă ceva, nu știu cum se vindeau atunci, 3 la 10 mii, habar n-am. Omul încerca să vândă, dar nu reușea să vândă prea multe lucruri, pentru că cel care, despre care v-am povestit era întins exact lângă taraba lui, exact unde avea el vânzările și strica cumva treaba asta. Afară era frig și a făcut ceva ce pe mine m-a șocat. A luat o găleată cu apă și a turnat-o peste acolo. Cum era frigul ăla, gerul ăla afară, omul, v-am spus că din cauza alcoolului, era ca într-un fel de comă, nu se putea ridica, și apa aia, efectiv, îngheța pe el. Și omul ăsta a aruncat apă. Și atunci, în mintea mea, s-a născut o dilemă. Mă, tu ai predicat despre samariteanul milostiv, uită pe omul căzut la marginea drumului, uită tâlharul, ce faci? Poți să te faci că plouă. Poți să zici, Doamne, nu-i treaba mea, cine știe de ce a căzut acolo? Sau poți să fac pe penticostalul, să zic, Doamne Dumnezeule, dacă vrei să-L ajuți, vorbește-mi. Numai că eu înțeleg din Biblie altceva. Că dacă Dumnezeu mi oferă oportunitatea să ajut, eu trebuie să ajut. Doamne ajută în el asta. Dar cum să fac, că ăla care a aruncat apa era de două ori cât mine și n-am vrut să arunce și pe mine o găleată. Avea pregătită. Și atunci predicator fiind, s-au activat în mine calitățile astea, darul ăsta de predicator și mai ales de predicator de la Bihor, care știe să povestească. Și ce am făcut? M-am dus la omul ăla și am încercat să iau pe partea asta sentimentală, că știi că oamenii reacționează când e vorba de copii, de orice, numai de prunță nu le zici. Asta știe orice slujitor. Și am zis, ai copii? Și s-a uitat la mine și mi-a zis, ce-i treaba ta? Vreau să te întreb ceva, că altfel zic, nu scap de mine, să știi că eu sunt sectant și ăștia sunt insistenți. Ai copii? Da, domne, am copii. No, ai vreau să te întreb ceva, i-am zis. Lasă-mă să te întreb numai câteva chestii și după aia scap de mine. Altfel îți faci lângă tine și nu vezi nimic. Vreau să te întreb, îți aduce aminte când ți-ai ținut în brațe primul copil? Când l-ai ținut în brațe prima dată? Măi, că i-am zis treaba asta, omul ăla care părea rău și zic, bă, ăsta te termină. Dintr-o dată am văzut o licărire, se schimbase ceva în înfățișarea lui, era parcă altfel, parcă, da, domne, zice, așa, de? Ăla cât era el, da, mi-aduc aminte. Zic, vezi boschetarul ăsta, omul ăsta amărât, era tânăr omul ăla acolo. Într-o zi, omul ăsta pe care îl vezi așa cum arată acum, că n-arată om, desfigurat, distrus, omul ăsta a fost copil odată. A fost ținut în brațe de o mamă, poate n-a avut o mamă, poate a fost abandonat într-un spital, dar cineva, o infirmieră de acolo, vreun om, cineva l-a ținut în brațe când era micuț, inocent și s-a uitat la el și și-a fi zis, din copilul ăsta odată o să iasă ceva. Nimeni nu s-a gândit că într-o zi o să ajungă pe un peron abandonat, aici, lângă tine, ca tu să dai cu apă peste el. Și uite că a ajuns aici. Nu știu prin ce conjunctură din viața lui, prin ce alegeri greșite o fi făcut, dar a ajuns aici. Și Dumnezeu a îngăduit să ajungă aici. Te gândești că s-ar putea că și copilul tău într-o zi pe care îl ții în brațe și te gândești, va fi, știu eu, ajunge doctor, o să fie cineva, o să facă vreo descoperire importantă. Poate, prin alegerile greșite, va ajunge la fel lângă un om exact cum ești tu. Ce zici? Ți-ar plăcea ca cineva să se comporte cu el exact cum te-ai comportat tu cu omul ăsta? Mă, și omul ăla dintr-o dată s-a schimbat. Dar ce e interesant, că în jurul meu s-a strâns un public, parcă aveam biserică pe peron.
Și mai auzeam pe câte unul, da, domne, așa-i. Maică era ca la biserică, atunci când eram eu copil și în biserică s-auzea, dă-i cuvinte, Doamne, vorbește, Doamne. Și s-au trezit, nu un samaritean milostiv, vreo 4-5 samariteni milostivi. L-au ridicat, l-au aranjat, i-au schimbat haina. Și s-au îngrijit de el. Și vreau să vă spun ceva. Până și omul ăla, când i-a schimbat haina, din neom părea om. Pentru că fiecare om poartă amprenta lui Dumnezeu. Noi ne uităm la câte un om care are un handicap, ne uităm la câte un om care e într-o situație dramatică din viața lui, poate chiar din cauza lui și îl judecăm, poate că a ajuns pe drept acolo, poate a ajuns din cauza păcatelor lui, poate că a ajuns din cauza alegerilor greșite, făcute, dar Dumnezeu a îngăduit să ajungă acolo la marginea drumului unde ești și tu. Și să vadă Dumnezeu dacă tu ești credincios, nu doar cu numele, ci și cu viața și că Hristos e prezent real în viața ta. Doamne, ajută-ne la asta! Să înveți să respecti. Apoi un om care îl are pe Dumnezeu știe că depinde de Dumnezeu. Asta zice Elihu. Eu știu că depinde Duhul Sfânt. Nu depinde de înțelepciunea pe care o aduce vârsta. Nu vârsta aduce înțelepciunea, ci suflarea acelui atotputernic. Soră dragă, frate drag, oameni dragi. Și vă spun în această zi și ridic tonul pentru că îmi doresc acest cuvânt să ajungă până în adâncul ființei voastre. În tot ceea ce ești, depinzi de Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu e cel care te-a făcut. Duhul lui Dumnezeu e cel care te ține în viață. Fiecare bătaie a inimii tale e un dar pe care îl primești de la Dumnezeu. Asta zice Elihu. Le zice celorlalți prieteni al lui Iov, oameni buni, nu înțelepciunea mea nu vine de la bătrânețe și nici a voastră. Tot ceea ce sunt e de la Făcătorul meu. Banii mei sunt de la El, sănătatea mea e de la El. Tot ceea ce sunt, ființa și mișcarea, din El, prin El și pentru El, sunt toate lucrurile, slăviți să fie numele Lui. Trebuie să înțelegi, știi că e foarte greu să înțelegi asta, mai ales când ești foarte tânăr. Și m-am uitat aseară peste adunare, o grămadă de tineri și mă uit și astăzi și văd o mulțime de tineri. Câtă vreme ești perfect, sănătos și ai impresia că nu vei muri niciodată, ai senzația că, domne, depinzi de puterea ta. Am fost chemat odată de un om care nu-i pocăit să mă duc să mă rog pentru el în spital și îmi spune ceva șocant. Omul n-arăta rău. Fusese diagnosticat cu cancer doar de 2 săptămâni și îmi spune, zice, până în urmă cu 2 săptămâni aveam senzația că totul depinde de puterile mele. Sunt un om care are asta, are asta, am terminat școala asta și aia altă și acum când aflu că de fapt medicina n-are un răspuns pentru situația mea, realizez de fapt că nu depinde puterile mele. Omul are iluzia asta, motiv pentru care mulți oameni nu se botează și nu se pocăiesc. Că zic, domne, ai bani, ești fericit, ești sănătos, ești fericit. Și cumva avem senzația că fericirea noastră depinde de noi. Știți ce spune Biblia? Ferice de cel care este sărac în Duhul. Și asta se traduce, fericit e cel care înțelege că depinde total de Dumnezeu. Oameni dragi, ascultați-mă, câtă vreme avem iluzia că fericirea noastră și a copiilor noștri și a familiei noastre depinde în primul rând de efortul nostru, vom fi tot timpul stresați și îngrijorați, o să ne gândim, bă, l-am pus pe copil să meargă la școală, dacă are un accident, dacă mă îmbolnăvesc, ce se va întâmpla cu viața mea, ce se va întâmpla cu familia mea, dar când înțelegi că tu și cei dragi ție și cei pe care îi iubești sunt în mâna lui Dumnezeu și că tot ceea ce ești depinde în mod absolut de Dumnezeu, în momentul acela poți să fii cu adevărat fericit și poți să spui ca Iov, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat. Tânăr drag, fără ajutorul lui Dumnezeu nu poți să iei nici măcar nota 1 la facultate. De ce? Pentru că și nota 1 e pentru prezență și dacă nu-i Dumnezeu cu tine, nu poți fi prezent la examen. Fără Dumnezeu nu poți respira. Oricât de inteligent te crezi tu că ai făcut mai mulți bani decât alții, dacă îți ia Dumnezeu înțelepciunea, nu poți să faci nimic. Fără sănătatea pe care ți-o dăruiește Dumnezeu, nu poți să faci nimic. Și Elihu spune, omul care l-are pe Dumnezeu știe că depinde în tot ceea ce îi de Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Motivul pentru care mulți oameni sunt astăzi bolnavi de depresie e că au senzația că fericirea apasă pe umerii lor și când fericirea ta și a familiei tale apasă pe umerii tăi, te îmbolnăvești. De ce? Pentru că n-ai cum să o duci. Altfel, eu mă simt ca și pruncii ăștia care sunt tare simpatici aici la balcon. Când eram de vârsta unora dintre ei, eu mă lăudam cu taică meu și ei să laudă dacă a stat de vorbă cu ei 100%. Taică meu e mai tare ca taică tău. Vine altul, zicea, nu. Taică meu îl bate pe taică tău. Aveam un vecin maghiar, avea un tată. Când venea el, nu mai comentam unul nimic. Când venea taică, se făcea o umbră de la distanță.
Nu, am rămas același copil. Mă vreau să vă spun ceva. Tatăl meu e cel mai tare tată din universul acesta. El este Elohim. El este Iahve, Dumnezeul care există prin sine. Este Iahve Ire, Dumnezeul care împarte de grijă. El este Adonai, este Domnul și Stăpânul vieții mele. Tot ceea ce sunt am pus în mâinile Lui. Pentru că eu sunt credincios nu doar cu numele, Dumnezeu e prezent nu doar în numele meu de pocăit sau de creștin, El este prezent în viața mea și sunt total conștient că depind de El, slăvit să fie numele Lui. Mai zic o dată, slăvit să fie numele Lui. Mai zic o dată, slăvit să fie numele Lui. Mai zic o dată, slăvită să fie prezența Lui. Pentru că un om care îl are pe Dumnezeu știe că depinde de Dumnezeul acesta. Și voi trece la ultimul punct. Și voi spune așa că omul care îl are pe Dumnezeu știe că Dumnezeul care câteodată tace, vine vremea că vorbește. Unul dintre cei mai mari scriitori evrei, pentru că tot s-a vorbit despre încercarea prin care trece poporul Israel, e vorba de Elie Wiesel, care a fost într-un lagăr de concentrare, scrie într-un roman, romanul Noaptea, cu care a fi cucerit, a câștigat premiul Nobel pentru literatură. Nu voi uita, zice el, niciodată trupurile copiilor aruncate în crematoriile naziste, când trupurile acestea erau arse și se transformau în rotocoale de fum care se ridicau spre un cer albastru liniștit în care părea că Dumnezeu tace. Dar adaugă ceva acolo, dar și tăcerile lui Dumnezeu vorbesc. Elihu îi zice lui Iov, Iov, tu crezi că Dumnezeu tace. Dar cine ești tu, Iov, să-L întrebi pe Dumnezeu? Ascultă-mă, Iov, Dumnezeul care tace, vine vremea că vorbește. Și dacă o să citiți cartea lui Iov din capitolul 38 încolo, Dumnezeu începe să vorbească. Și știți cu ce răspunde Dumnezeu la întrebările lui Iov? Tot cu întrebări. 66 de întrebări. 66 de întrebări care scot în evidență un singur lucru. Măreția lui Dumnezeu. Și zice Iov, la sfârșit, după ce aude toate întrebările astea, una dintre ele, Iov, cine ești tu să mă întrebi pe mine? Unde ai fost tu atunci când a fost făcut pământul și tot universul? Și zice Iov în capitolul 42, Doamne, zice, am vorbit despre minuni care sunt mai presus de înțelegerea mea. Mă pocăiesc în țărână și cenușă, până acum doar am auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochii mei te-au văzut. Pentru că, oameni dragi, când stăm înaintea unui Dumnezeu cum este Dumnezeul nostru, un Dumnezeu glorios, un Dumnezeu infinit, un Dumnezeu atotputernic, nu ne putem certa cu El. De ce? Pentru că suntem atât de limitați. Dar Dumnezeul acesta care tace, vine vremea că va vorbi. O, Dumnezeul acesta e gata să vorbească în dreptul cauzei tale. Dumnezeul acesta e gata să vorbească în dreptul tău, exact cum a vorbit și în dreptul lui Iov. Ascultă-mă, tu care ești în această zi în adunare și cer de multă vreme ca Dumnezeu să vorbească în dreptul situației tale. Vine ziua și îmi doresc din toată inima ca ziua aceea să fie chiar astăzi, aici, în Biserica Elim, când Dumnezeu să vorbească și Dumnezeu să spună vindecare și Dumnezeu să spună mântuire și Dumnezeu să spună eliberare și tu în această zi să înaintea lui Dumnezeu cu lacrimi și să spui, Doamne Dumnezeule, iartă-mă că am vorbit despre minuni care depășesc înțelegerea mea. Acum când stau în fața măreției tale și înțeleg, Doamne, cât de mare ești tu, din veșnicie în veșnicie tu ești Dumnezeu. Și voi recunoaște și eu ca Solomon altă dată când ți-a făcut un templu, că niciodată vreo casă făcută de mâini omenești nu va reuși să cuprindă măreția ta. Și recunoscând măreția ta, Doamne, mă prăbușesc înaintea măreției tale și spun, Doamne, mă pocăiesc în țărână și cenușă și te rog, Doamne, vorbește Tu, vorbește în dreptul familiei mele. Și când Dumnezeu vorbește în dreptul familiei lui Iov, Dumnezeu îl binecuvântează din nou cu copiii pe Iov. Și când Dumnezeu vorbește în dreptul sănătății lui Iov, sănătatea lui Iov este restaurată. Și când Dumnezeu vorbește în dreptul problemelor lui financiare, o, Dumnezeu vorbește în dreptul acestor probleme și ele sunt rezolvate. Și poți să vii la fel ca Ana, mama lui Samuel, de altă dată, înaintea lui Dumnezeu și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, cât de mare ești!
Tu ești cel care ridici și tu ești cel care cobori în pulberea pământului. Și de acolo, din pulberea pământului, Doamne Dumnezeule, zic ca prorocul Mica altă dată, chiar dacă sunt în întuneric, Doamne, Tu rămâi lumina mea. Chiar dacă sunt la pământ, Doamne, știu că mă voi ridica iarăși. Și proclam la fel ca profetul Mica altă dată, nu te bucura vrăjmașă de mine, zice Mica, că chiar dacă sunt căzut, mă voi scula și chiar dacă sunt în întuneric, Domnul rămâne lumina mea. O, ești în această dimineață în întunericul suferinței. Poate că ești în întunericul situației pe care nu o poți rezolva cu puterile tale și cu înțelepciunea ta. Vreau să spun ceva. Dumnezeu e gata să vorbească. Dumnezeu e gata să vorbească. O, și cuvântul lui Dumnezeu are putere. Dumnezeu poate să transforme nimicul în ceva valoros în viața ta. Lucrul acela puțin pe care l-a dus în mâinile lui Dumnezeu poate să devină mult, pentru că avem un Dumnezeu atotputernic. Slăvit să fie numele Lui! Aș vrea acum, la sfârșitul mesajului, să fac o rugăciune și am avut permisiunea asta din partea păstorului dumneavoastră să fac o rugăciune. Aș vrea să vă invit să stați în picioare împreună cu mine. În mod intenționat n-am mai spus încă un punct din predică, pentru că simt că Dumnezeu lucrează în momentele acestea. E dincolo de sentimentele mele, am credința că Dumnezeu e aici. Am credința că Dumnezeul care până acum a tăcut în dreptul cauzei tale e gata să vorbească. Și vreau să spun ceva. Când Dumnezeu tace, poate pregătește momentul când va vorbi cu și mai multă putere în dreptul tău. Așa cum în istoria biblică a fost un moment de câteva sute de ani de tăcere, dar când Dumnezeu a început să vorbească, El a vorbit prin Hristos Domnul, oglindirea și întipărirea slavei și ființei lui Dumnezeu. Aș vrea în această zi să fac o rugăciune la sfârșitul acestui mesaj. Și acolo unde ești, așa cu ochii închiși, cum stai, în atitudine de respect, de reverență și de închinare, înainte acestui Dumnezeu atotputernic, dacă ești în adunare, în Biserica Elim, în dimineața asta, și ai nevoie ca Dumnezeu să vorbească, să vorbească în dreptul vieții tale, să vorbească în dreptul sufletului tău, să vorbească în dreptul familiei tale, și ești în întunericul acela în care nu știi să o iei la stânga, să o iei la dreapta, ce se va întâmpla cu viața ta, și ești gata să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, nu te văd, dar îți spun ca Elihu altă dată, chiar dacă nu-L vezi pe Dumnezeu, cauza ta este înaintea Lui. Așteaptă, așteaptă că vine vremea că Dumnezeu va vorbi. Așteaptă că vine clipa când Dumnezeu va întinde mâna. Și dacă vei în această dimineață ca Dumnezeu să lucreze în dreptul tău și El să te elibereze și El să lucreze în dreptul cauzei tale, ai vrea să ai libertatea, să stai cu o mână ridicată sus, vor rosti rugăciunea asta cu voce tale. Ridicarea ta de mână nu-i nimic altceva decât un fel de spune lui Dumnezeu, Doamne, sunt aici, am nevoie de Tine. Mâna mea ridicată arată că în inima mea, Doamne, sunt îngenunchiat, sunt la pământ, dar am nevoie să fiu ridicat de Tine, Doamne. Doamne Dumnezeule, sunt atâtea mâini care se ridică. Sunt atâția ochi, Doamne, care varsă lacrimi. Sunt atâtea inimi îngenunchiate înaintea puterii Tale. O, slăvit să fie numele Tău! Iartă-ne, Doamne, că am vorbit despre lucruri care ne depășesc înțelegerea. O, iartă-ne, Doamne, că de multe ori am fost porniți să ne certăm cu Tine, la fel ca Iov altă dată. Iartă-ne, Doamne, că n-am conștientizat cât suntem de mici. O, și cât ești Tu de mare, Doamne! Mă rog în această dimineață, Doamne Dumnezeule, Tu care taci în dreptul unor cauze de multă vreme, vorbește, Doamne! Mă rog, Doamne, la fel ca și sutașul de altă dată, spune, Doamne, doar un cuvânt. Nu sunt vrednic, Doamne, să intri în casa mea, voi spune și eu, dar spune, Doamne, un cuvânt. Spune, Doamne, un cuvânt în dreptul celor care sunt bolnavi. Spune, Doamne, un cuvânt în dreptul celor care sunt legați de păcat. Spune, Doamne, un cuvânt în dreptul celor bolnavi de depresie și tristețe. Spune, Doamne, un cuvânt în dreptul părinților care așteaptă izbăvire. Spune, Doamne, un cuvânt. O, un cuvânt care să aducă viață. Un cuvânt care să aducă eliberare. Un cuvânt care să aducă vindecare. Un cuvânt care să aducă transformare.
O cercetează biserica, Doamne. Treci de la cei mai mici până la cei mai mari. Atinge-te, Doamne, de fiecare suflet. Vreau să simțim prezența Ta. Vreau, Doamne, ca slava Ta să coboare în mijlocul nostru, ca în templul lui Solomon altă dată, și împreună să putem exclama: mare este Dumnezeul nostru și vrednic să primească toată gloria, cinstea și slava în vecii vecilor. O, slăvită să fie prezența Ta, Doamne! Binecuvântat să fie în veci de veci! Aleluia, amin!